Mihai Diaconescu este invitatul celei de-a doua ediții a concertului caritabil de Crăciun organizat de Lions Club Craiova. Acesta va interpreta Tchaikovsky, Beethoven, Mussorgsky. Este un tânăr în vârstă de 25 de ani, câștigător al multor premii și la concursurile naționale și internaționale de muzică, care a fost de acord să ne sprijine în acțiunea noastră. Fiecare poate să doneze ce sumă consideră. Noi avem o urmă special amenajată în care fiecare participant la acest concert poate să depună ce sumă consideră. De asemenea, noi avem publicat și pe site-ul nostru și pe pagina oficială de Facebook și pe afiș un număr de cont bancar în care se pot face de asemenea donații. Concertul este o continuare a programului Lions, Ochi Sănătoși, Copii Voioși. Anul acesta, din fondurile obținute la concertul de anul trecut, noi am organizat Ring Oftalmologic pentru urmă de 460 de copii din județ. Și cum este publicul craiovean? Anul trecut, să știți că da, a fost, deci au fost în jur de 350 de persoane au participat la acest concert. Am avut și sprijin media, am avut și sprijin din partea câtorva agenți economici din județ. Fondurile vor fi colectate ca donații sau ca sponsorizări.